Nu neglijați educația copiilor dumneavoastră, pentru că există o strânsă legătură între educația de la școală și serviciul. Gândiți-vă că la școală se obișnuiește să fie atent o oră întreagă. Și altă oră după o pauză, și altă oră după o pauză. Sunt 6 ore, 5 ore, 4 ore. Este un exercițiu permanent al minții, al acumulării de cunoștințe, al examenelor, al lucrărilor. Asta este o formă de a-ți educa mintea și de a rezolva probleme, de a acumula cunoștințe, de a lucra cu propria ta cunoaștere și de a face în așa fel încât să fii capabil să înveți, să te adaptezi. Gândiți-vă că dacă copilul dumneavoastră nu învață la școală și umblă cu focurlica, trece degeaba prin școală, trece acolo cu un 5, cu un 6, înseamnă că el nu prea învață. Dacă nu învață acasă, pierde vremea. După ce termină 12 ani de școală, probabil că se va duce la o facultate, unde tot așa, nu se va scula de dimineață de la 7:30, că e prea de dimineață. Pentru că nici la liceu nu s-a dus la școală, că a întârziat la prima oră. Iar când va termina școala, se va duce la serviciu. Dacă el are deprinderea de a nu face nimic, de a alege calea cea mai ușoară, adică de a dormi mai departe în pat. Dacă la facultate, în loc să învețe, și-a luat examenele cu 5, cu 6 de milă de silă, credeți că la lucru, la job, la muncă, unde trebuie să stai 8 ore să muncești acolo permanent, va avea capacitatea să se adapteze? Gândiți-vă că la țară, în trecut, copiii lucrau cot la cot cu părinții. Și mama lucra împreună cu fata la cele de casnice, care nu erau simple, iar băiatul, băieții, lucrau zi lumină cu tată. Gândiți-vă ce școală și ce educație aveau acești copii, chiar dacă erau țărani. Copiii noștri de astăzi trebuie să învețe. Iar dacă nu învață, ei stau degeaba. Dacă stau degeaba, nu-și folosesc mintea, nu-și dezvoltă mintea, nu-și dezvoltă ambiția, nu-și dezvoltă caracterul, nu-și dezvoltă structura aceea interioară care să-i permită mai târziu să se adapteze la nou, să se adapteze la serviciu și să aibă acest antrenament de a munci 8 ore. Și atunci va fi ținut de probă 2-3 luni, după care o să vină acasă la dumneavoastră și o să vă ceară bani pentru existență. Așa se explică că un procent foarte mare din tinerii de astăzi, de la noi din România, nu au job sau au joburi sezoniere. Pentru că nu se adaptează, pentru că au învățat puțin la școală, pentru că dumneavoastră v-ați ocupat foarte puțin de educația lor. Și atunci ei nu au avut această forță, această determinare, această dezvoltare lăuntrică pentru a munci. Nu și-au dezvoltat cultul muncii, perfecțiunea pentru muncă. Perfecțiunea să înveți totul ca lumea, să înveți totul la perfecție. Și atunci când ajungi la job, nu faci totul la perfecție, faci greșeli. Și faci numai probleme acolo unde te duci și nu te adaptezi și nu înveți. Și atunci cum poți să stai într-o firmă dacă tu nu aduci bani în acea firmă nici măcar pentru propriul tău salariu și pentru impozitele care se plătesc la salariul tău la stat? Gândiți-vă cât de greu este și cât de rău este pentru un tânăr să se adapteze la un job atât de greu, dacă el și în școala generală și în liceu a dormit, nu s-a sculat de dimineață, n-a venit la ore, n-a învățat, a umblat cu lucruri simple, a trecut și el de mila profesorilor. L-ați ținut și dumneavoastră în puf și i-ați dat tot ce îi trebuie și el nu s-a obișnuit să învețe și să muncească. Are un disrespect, ca să spun așa. Nu are niciun fel de respect față de omul care muncește. Nu are niciun fel de respect față de dumneavoastră. Nu va avea niciun respect față de profesori. Și pentru că nu a avut niciun cel mai mic respect pentru profesori și i-a urât, așa cum societatea are tendința să condamne profesorii și să urască profesorii, să nu-i respecte, la fel nu va respecta nici
antreprenorul, nici șeful de departament. Va merge din ură în ură, din dispreț în dispreț, pentru că el este cel care nu se adaptează. Pentru că i s-a permis să nu se adapteze în școala generală și să ia cu note proaste. I s-a permis să meargă să nu învețe în liceu. I s-a permis să învețe puțin la facultate. Și când ajunge și dă de greu, o să plece, o să renunțe, nu să se adapteze și o să vină la dumneavoastră acasă. Pentru a nu ajunge aici, învățați copiii să vă respecte. Învățați copiii să respecte profesorii. Învățați copiii să-și respecte bunicii. Învățați copiii să muncească. Puneți-le în față perspectiva de a fi un foarte bun profesionist. Nu poți să fii foarte bun profesionist dacă nu ești bun la școală, dacă nu ești obișnuit să înveți și dacă nu te străduiești din toate puterile tale să faci totul la perfecție. Dacă ești bun la școală și îți place cartea, vei fi bun și mai departe pentru că ai în mintea ta, în caracterul tău, în conștiința ta, în rațiunea ta, antrenamentul de a sta ore în șir pentru a face ceva perfect. Iar serviciul de viitor, cariera ta, va presupune să înveți mult și să fii aplecat pentru treaba aceea și lucrul acela pentru care te-ai pregătit, pentru a face la perfecție. Învățați copiii, învățați-vă copiii să fie perfecționiști. Trebuie să avem copii foarte buni, care învață bine, ca după aceea, la joburi, să fie foarte buni, și să prospere și ei, și firma, și localitatea, și orașul, și țara, și lumea. Fiți perfecționiști!